doar un trofeu pe patul tău, pe care îl vrei doar când ți-e greu. Nu încerca să crezi că asta fi mereu. Radio care știe ce vrei.
6 minute, Cristina Aguilera și Hurt pe frecvențele Radio Campus. Am revenit, dragi prieteni, în direct. Bună dimineața și bun găsit. Vremea, da, este schimbătoare. Ne-a oferit câteva surprize în ultimele 24 de ore. În sfârșit a plouat și în Ialomița și se va întâmpla lucrul acesta. Un cod galben de ploi și furtuni este anunțat de meteorologi în 3 sferturi de țară. În Ialomița, valorile termice diurne vor continua să scadă față de ziua anterioară, urmând a se apropia de cele normale pentru această perioadă. Astăzi, conform specialiștilor, cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla de la slab la moderat, iar temperatura maximă a aerului se va situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius. Suntem în această dimineață în studioul Radio Campus, în compania a două persoane foarte interesante. Vă promiteam încă de orele trecute că vom vorbi despre un proiect foarte frumos intitulat, că acum am să vă dezvălui, Poetul și cântăreața. Despre cine este vorba, n-am să fac eu prezentările, am să-i rog pe invitații mei să se prezinte. Eu o să le spun bună dimineața și bine ați venit în studioul Radio Campus. Bună dimineața, guten Morgen. Bună dimineața. Cine sunteți? Cine sunteți ca să știe ascultătorii noștri cu cine stăm de vorbă și de unde inițiativa aceasta a proiectului Poetul și Cântăreața? Deci să începem cu un început destul de interesant. Poetul și Cântăreața sunt reprezentați prin persoanele Madalina Mantu și Mihai Tămacoveanu Substema. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în studioul Radio Campus. Sunt sigur că ascultătorii noștri deja au dat volumul puțin mai tare să audă și despre ce este vorba. Mulțumim și noi de invitație și ne bucurăm să ne aflăm alături de dumneavoastră. Îi salutăm pe toți prietenii noștri care sunt convins că ne ascultă la această oră. Îi salutăm și noi cu drag. Bună dimineața tuturor! Este un proiect, mie mi-ați spus în pre-convorbirea, pre-întâlnirea de astăzi, este un proiect unicat în România? Este un proiect, nu știm cât de unicat este, noi am încercat să ne interesăm înainte. Important până la urmă nu este neapărat să fie unicat, ci cât să ne reprezinte în totalitate, conform cu cine suntem noi. Madalina, bine ai venit în România! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc Radio Campus și mulțumesc ascultătorilor care sunt la această oră și ne ascultă. Și îți mulțumesc ție pentru invitație. De unde vii? Eu vin în România după 20 de ani, de puțin departe de România, de la 2000 de kilometri, din Hanover, Germania. Este bine acolo, adică ai reușit acum, revenind în România, să compari nivelul de cultură de acolo, nu mă refer la nivelul de trai, nivelul de cultură din Germania și nivelul de cultură din România. Da, sunt două tabere diferite. În ce sens? Pentru că fiecare țară are cultura și tradițiile ei. Bineînțeles, da. Iar referindu-mă la muzica pe care eu o fac în Germania, jazz și musical, sunt cântăreață de jazz și musical, în România se pare că ar fi puțin mai puțin ascultată, mai puțin, nu știu cum să explic, la radio sau la televiziune, difuzată. Dar am înțeles că deja ești difuzată pe posturile de radio din Germania. Da, acolo, da, pentru că publicul gustă foarte mult această muzică. Publicul german vine la evenimente și concerte de acest gen de muzică. Pe când în România se pare că e un pic mai dificil, dar eu sper din toată inima să se schimbe și aici foarte mult. Da, a început să se schimbe muzica jazz, a început să fie ascultată din ce în ce mai mult, se organizează fel de fel de evenimente de acest gen și poate la următorul vei fi și tu prezentă. Eu nu mă îndoiesc, calitățile tale muzicale, trebuie să recunosc, le spunem ascultătorilor, le-am auzit și am remarcat vocea ta foarte frumoasă. Există acest proiect, Mihăiță, dacă îmi dai voie, Madalina, există acest proiect pe care l-ați demarat. De cât timp ați demarat acest proiect? Să spunem că încă de la început
alături, discuțiile noastre au decurs în sensul acesta, fără a fi ceva calculat sau, știu, dinainte gândit. Numai că lucrurile au mers de la sine. Inițial, talentele noastre s-au întâlnit și abia mai târziu muritorii din noi. Există o poveste frumoasă vis-a-vis de întâlnirea și colaborarea voastră. Despre ce este vorba? Povestea noastră este de fapt o poveste de dragoste, o poveste minunată de dragoste. Totul a început, așa cum vă spuneam, la întâlnirea talentelor care trăiesc în noi și pot spune că undeva în jurul un an și jumătate noi am păstrat legătura. Mădălina, încă fără să ne fi cunoscut, să ne fi văzut cu adevărat vreodată, a cântat pe versurile mele. Pot să spun că este o mare cinste și pentru mine ca și tânăr poet, mai ales întrucât Mădălina este un profesionist desăvârșit și dincolo de asta pot să spun că încă din prima zi eu am anticipat acest lucru și mă bucur pentru asta, iar tocmai pentru că ne-am regăsit unul în celălalt atât de bine, am ajuns să fim astăzi alături de dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată pentru această onoare pe care ne-ați acordat. Există o carte a ta, Mihăiță, se numește, și chiar am remarcat, se numește Simplu Poezie. Sunt unii autori care dau așa niște titluri pompoase cărților pe care le lansează. La tine ce a fost? Precum pompoasele sunt titlurile, pompoși sunt și dumnealor. Eu sunt un poet tânăr, așa cum am spus și mai devreme. Iubesc poezia și poezia care se numește poezie până la capăt, întrucât în zilele noastre, din păcate, este un pic greșit înțeles acest termen. E vorba de emoția care se transmite și nici de cum de un intelect care se manifestă în poezie. Dincolo de acest aspect, cum ar fi putut să se numească mai frumos decât așa cum se numește dintotdeauna? Este foarte simplu și foarte la subiect. Revenind la proiectul pe care l-ați demarat împreună și revenind la Mădălina, am înțeles genurile muzicale abordate nu sunt dintre cele mai ușoare, trebuie să recunoaștem. Ai studiat? Sigur. Genurile nu sunt ușoare, iar combinația dintre cele două, jazz și musical, chiar că nu este ușoară deloc. Nu este ușoară deloc, da. Eu am studiat, am început de la 10 ani pian clasic, deci eu sunt și pianistă de muzică clasică, iar mai târziu am terminat și filologie, istorie, între timp am studiat și pianul, iar la sfârșitul adolescenței, de fapt atunci m-am întrebat ce îmi doresc să devin, cu toate că aveam în spate deja atâtea studii. Ți-a oferit cineva răspunsul sau l-ai descoperit singură? L-am descoperit singură, pentru că muzica a fost întotdeauna viața mea și este ceea ce e mai bun în mine și pot să ofer celorlalți. Și ca să dovedim că, într-adevăr, muzica este viața ta și că dorești să oferi celorlalți, celor care te ascultă, ceva de calitate, propun ca după o scurtă pauză comercială să și difuzăm una dintre piesele tale. Music of the Night se numește, dar să-mi spui tu mai multe despre ea. Imediat revenind după pauza de publicitate. Publicitate. De vânzare urgent în Urziceni, spațiu comercial cu suprafața de 90 de metri pătrați. Spațiul are centrală termică și este alimentat cu energie electrică trifazată. Relații suplimentare telefonic la 0722 0196. Repetăm numărul de telefon 0722 360 196.
Vrei ceva hrănitor și răcoritor? Bea un iaurt fin sau un chefir înțepător. Vrei sănătate? Bea Diami Lactate. Te înviorezi și mergi mai departe. Iaurt fin de băut și chefir înțepător de la Diami. Ofertă beton pentru construcții. Oil Company Holding AG Slobozia oferă pentru orice cantitate de beton cumpărată un voucher pentru materiale de construcții de 12% din valoarea betonului achiziționat. Luna aceasta cumperi beton și primești materiale de construcții gratis. Oil Company Holding. Betoane nemțești la prețuri românești. Relații la numerele de telefon 0243 230 230 și 0728 866 736 sau pe e-mail oil.e2007@gmail.com. Publicitate. Wait, wait.
Ține pasul cu noi la Radio Campus, din nou în direct cu Mădălina Mantu și Mihai Țămacoveanu pentru proiectul Poetul și Cântăreața. Impresionant momentul, trebuie să recunosc, și abia te-ai ținut să nu cânti. Deci, asta a fost o înregistrare, dar vom cânta și mai târziu. Live. Vom cânta live, pentru că așa e frumos să se întâmple. Să demonstrăm că există totuși voci care, chiar dacă au plecat din România, iată, se întorc și pot să atragă lume multă și lume frumoasă, exact așa cum este proiectul vostru. Am să încep cu permisiunea ta, Mădălin, Mihăiță, pardon, cu Mădălina, pentru că voiam să întreb, puțin mai devreme discutam despre momentul în care ai simțit că trebuie să faci muzică, ai luat legătură cu muzica. Când s-a întâmplat asta? Care a fost acel moment? Și ce te-a atras la genurile astea muzicale? Pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, nu sunt abordate de toată lumea. Sunt grele. Sigur că da. Familia mea provin dintr-o familie foarte muzicală. Tatăl meu era pianist de jazz. El a fost foarte mult plecat prin contracte în străinătate și așa mai departe. Deci pot să spun că s-a moștenit din familie. Dar noi pe fundal acum deja mai ascultăm câteva piese de ale tale ca să anunțăm ascultătorii. Da, Blue Moon, de exemplu. Da, ce-ți place să ascult și nouă ne place să ascultăm, dar pe moment, pe atâta timp cât cântă și piesa, putem discuta nu, înainte. Nu, am cunoscut. Firesc, este interpretată de tine. Da, și cum spuneam, am moștenit acest talent, să spunem, această iubire pentru jazz din familia mea, din copilărie, ascultând foarte mult jazz, la Fitzgerald, și multe cântărețe. Dar chiar doream să te întreb, care sunt sursele tale de inspirație? Și pentru că tot am ajuns aici, sigur, prima ta sursă de inspirație pentru acest proiect este Mihăiță, căruia am înțeles că îi cânți poeziile? Da. Cum s-a întâmplat asta? Și o să vorbim și cu Mihăiță. Cunoscându-ne acum de un an și jumătate, dar fără să ne vedem augen in augen, cum se spune, ochi în ochi niciodată, ne-am simțit talentele și ne-a plăcut foarte mult. Poezia lui, am citit-o, mi-a plăcut deja, eu aveam și tonurile în urechea, chiar și armoniile și a fost o provocare pentru mine. M-a fascinat. El ți-a trimis cumva poeziile sau pur și simplu ai citit, ai descoperit blogul lui, că am înțeles, Mihai, că ai și un blog. Da, ai descoperit blogul sau ți-a trimis cineva versurile? Eu singură. Tu singură. Incredibil. Îmi place foarte deci mult asta se numește una singură pe toate. Asta se numește destin. Da, destin frumos. Cineva, Da. Cineva bun la suflet a lucrat acolo pentru voi. Să zicem, Cupidon sau cine? Poate fi și o putere mai mare. Cine știe? Important, Zeus, este, important este că sunteți aici. Care sunt poeziile pe care le-a preluat ca și cântec, Mihai, în repertoriul Mădălinei? Să spunem în felul următor. Mădălina a preluat poeziile care s-au potrivit cu muzica ei, până la urmă nu ar fi putut să preia altceva, prin urmare tot ceea ce a fost conform cu muzica pe care ea o stăpânește și o iubește atât de mult, acele au fost preluate. Până la ora asta sunt destul de multe, n-aș putea să spun decât că prima poezie pe care Mădălina a pus-o pe note muzicale, pe versurile mele, a fost poemul unei tragedii. Începând de atunci, practic toate s-au rostogolit, s-au legat una de cealaltă, au decurs natural și firesc evoluțiile și tot ceea ce s-a întâmplat până astăzi. Îi mulțumesc pe această cale, poate nu știu dacă i-am mulțumit până acum, dar acum vreau să o fac pentru ca toată lumea să știe, îi mulțumesc foarte mult, eu sunt foarte conștient că nu este ușor și mai ales că ne dorim, întotdeauna ne dorim să
realizăm cât mai multe lucruri frumoase și care să-i mulțumească și pe ceilalți, că nu facem doar pentru noi înșine, ci vrem să ne și dăruim. Revenim la proiectul vostru și o să vorbim despre momentul lansării lui, exact așa cum trebuie, oficial, ca să îi spunem așa. Acum, dacă tot am abordat această temă, melodiile, poeziile tale, interpretate, puse pe note de Mădălina, aș ruga-o, dacă dorește, să ne și cânte, cum spuneam puțin mai devreme, live, una dintre aceste melodii și să-mi spui cu ce ai vrea să începem, Mădălina. Eu cred că acum de dimineață să ne punem puțin în mișcare, ritmurile se potrivește pe strada mea. Imediat o găsim. Foxtrot. Da? Povestește-ne despre este ea. Este un foxtrot și un standard, un jazz standard, cunoscut de foarte multă lume. Vorbesc de publicul german, dar cred că și cei din România au mai auzit-o, dar interpretând-o pe versuri în românește, chiar și pentru mine, este pentru prima dată când eu cânt în România, în românește, și pe versurile unui contemporan poet, poet contemporan. Să auzim, nu? Pe strada mea, Mihai Țămăcoveanu și vocea mea. Pe strada mea sunt munți și văi, păduri și lumbi cu colții răi, cu ochi sălbatești și flămânți, și tu, iubito, studioul Radio Campus, la Ține Pasul cu noi, Mădălina Mantu, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și Mihai Țămăcovei. Bacoveanu, scuzați-mă, atât de tare mi-a plăcut piesa aceasta, încât, da, sunt
foarte bucuros, poetul și cântăreața. Luăm o scurtă pauză, revenim, Mihai, ne întoarcem la tine pentru că sunt sigur că mai ai multe de spus. Radio Campus. Un radio care știe ce vrei. Publicitate. Cetățeanul se bucură de drepturi civile și politice și are obligații față de stat. Toți cetățenii au dreptul și obligația de a fi informați. Informați. Trebuie să știi în primul rând ce se întâmplă lângă tine. Lângă tine. În orașul și în județul tău. În județul tău. Înseamnă că ai nevoie în primul rând de jurnalul de Ialomița. Jurnalul de Ialomița. Un ziar în slujba cetățeanului. Școala Post-Liceală Sanitară Slobozia anunță că în perioada 21 iunie-4 septembrie primește înscrieri pentru următoarele specializări: asistent medical generalist, 28 de locuri bugetate și 56 cu taxă, și asistent medical de farmacie, 56 de locuri cu taxă. Sunt acceptați la înscriere candidați cu sau fără diploma de bacalaureat. Pentru locurile fără taxă, examenul va avea loc pe data de 8 septembrie, iar tematica și bibliografia pot fi consultate pe site-ul școlii. Informații suplimentare puteți obține telefonic la 0243 234 612 sau direct la sediul din strada Lacului numărul 10 în incinta Liceului de Chimie. Publicitate. Auzi voci, dar nu vezi pe nimeni. Nu intra în panică. Este doar Campus, un radio care știe ce vrei.
aproximativ 42 de minute trecute peste ora 9, din nou în direct la Ține Pasul cu noi, aici unde vă invităm în lumea muzicii și a poeziei cu Mădălina Mantu și Mihăiță Macoveanu, invitații noștri din această dimineață de la Radio Campus. Bună dimineața din nou! Bună dimineața, good morning! De bun augur pauza pe care am luat-o puțin mai devreme, am revenit în direct și vorbim despre lansarea volumului de poezie a lui Mihai. Chiar așa se și intitulează, așadar, poezie. Când va avea loc lansarea cărții și când va avea loc și lansarea proiectului Poetul și Cântăreața? Atât prezentarea de carte poezie, cât și prezentarea sau lansarea proiectului nostru Poetul și Cântăreața vor avea loc în aceeași zi, pe data de 12 decembrie. Evenimentul se va desfășura la Teatrul de Artă București. Este un teatru independent foarte apreciat de publicul larg și sperăm să avem alături de noi, deja am făcut demersuri în acest sens, diverse personalități, atât din literatură cât și din muzică, bineînțeles. Am înțeles că în drumul tău prin Germania, Mădălina, te-ai întâlnit cu un nume sonor al muzicii românești și chiar i-ai făcut o invitație la această lansare, Nicu Alifantis? Da, este adevărat, ne-am întâlnit în București, am stat de vorbă la un la o cafea. Deci în București v-ați întâlnit? Da, când eu am sosit în România, am stat cu Mihăiță 5 zile în București și ne-am întâlnit cu mulți muzicieni, printre care și domnul Alifantis ne-a răspuns la invitație și am stat de vorbă și ne-a plăcut foarte mult. Sperăm din toată inima să participe la proiectul nostru și la acest eveniment din 12 decembrie. Am discutat și cu Magda Pușca, și o doamnă foarte, foarte drăguță și foarte talentată, care să ne fie alături. Și moderatori vom avea poate pe cineva de la Teatrul de Comedie sau de la un teatru din București. 12 decembrie, așadar, la Teatrul de Artă din București, lansarea cărții poezie și a proiectului Poetul și Cântăreața. Te-am rugat, Mihai, să nu mă îndoiesc de faptul că nu ești pregătit să ne interpretezi una dintre poeziile tale din acest volum care, am înțeles, că are 3 capitole. Da, într-adevăr, volumul de versuri este împărțit pe 3 segmente principale și definitorii. Primul capitol sau segment din carte se numește Veniți că România moare. Este poezia cu care mare parte a românilor m-au identificat și tocmai de aceea pe coperta verso a cărții veți găsi acest îndemn la unitate și la regăsirea valorilor străbune ale noastre, pentru că până la urmă ne-am îndepărtat treptat de ceea ce ar fi trebuit să fim și uităm cu fiecare zi ce trece istoria țării noastre și uităm de noi înșine. Este un titlu și un mesaj puternic. Este un titlu puternic, este un mesaj puternic pentru că așa a dat Dumnezeu să fie. Eu însumi am stat foarte mult când am scris această poezie să mă gândesc dacă am puterea de a merge cu ea mai departe. Dar, după cum bine vedeți, nu doar că am avut puterea și curajul și tăria de a merge mai departe, ci cred foarte mult în această poezie. Pentru că este vorba de talentul meu și dacă nu aș fi crezut, nu m-aș fi aflat aici în fața dumneavoastră și alături de ascultătorii dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru ocazia aceasta. Mi-ați spus să recit o poezie, am să o fac cu mare drag și cum ar putea fi altfel decât să vă recit Veniți că România moare. Nu mai privi de jos la toți, că ei de fapt sunt mari hoți. Aici sunt ai tăi copii și glia,
Române, vino în România. Îți plângi în somn, frați și surori, pentru străini, alți cerșetori. Veniți acasă cu mic, cu mare. Veniți, că România moare. Avem o țară așa frumoasă, noi cerșim din casă în casă. Avem și munți, avem și mare, noi n-avem de mâncare. Te plâng și râuri și poteci, de câte ori de acasă pleci. Nu întinde mâna la stăpân, ridică-te, că ești român. Când vor dori să umilească, să vină în țara românească. Nu mai întoarce iar obrazul, ești fiul lui Mihai Viteazul. Te-au rușinat destul de azi, vom face armate din vii brazi. Nu-i mai lăsa să te doboare, ești fiica lui Ștefan cel Mare. Avem o țară așa frumoasă, noi cerșim din casă în casă. Avem și munți, avem și mare, noi n-avem de mâncare. Te plâng și râuri și poteci, de câte ori de acasă pleci. Nu întinde mâna la stăpân, ridică-te, că ești român. Și de vreodată îți va fi greu, te rog, adu-ți aminte. În sufletul tău porți mereu a dacilor sorginte. Române, vino în România, te așteaptă ai tăi copii și glia. Veniți acasă cu mic, cu mare, veniți, că România moare. Avem o țară așa frumoasă, noi cerșim din casă în casă. Avem și munți, avem și mare, noi n-avem de mâncare. Te plâng și râuri și poteci, de câte ori de acasă pleci. Nu întinde mâna la stăpân, ridică-te, că ești român. Foarte pătrunzător mesajul acestei poezii și mulțumim foarte mult. Văd aici la cuvântul cititorului o reacție după această poezie. Se simte zbatere de speranță, bate vânt de deșteptare, se adună la sfat poeții, se adună la îndemn poporul, toți simțim că a sosit momentul. Toți să scoatem cuvântul lașitate din vocabularul limbii române, să ne cinstim predecesorii și să uimim lumea întreagă cu dovada mândriei și a nobleței sângelui ce încă mai palpită prin vene. Să luăm aminte la poezia domnului Macoveanu Mihăiță, un contemporan are curajul să spună lucrurilor pe nume. Un om între oameni exprimă fără cenzurare bătaia inimii sale românești. Un poet român cinstind predecesorii. Felicitări, domnule Macoveanu. Și într-adevăr, felicitări. Foarte interesantă poezia și foarte interesante versurile și sunt sigur că cei care vor cumpăra cartea vor descoperi aici, vor descoperi în acest volum de poezii trăirile tale și trăirile pe care tu le exprimi prin versuri foarte puternice și pe care mulți dintre noi nu le-am putea exprima. Sunt trăiri ale românilor care, pe care mulți dintre noi nu le putem exprima. E, un poet are acest dar de a lansa mesajul românilor către cei care trebuie și ar fi foarte important să-l audă. Emoția trăiește în fiecare dintre noi și cred că acolo ne-am regăsit cu toții. Talent sau fără talent, da, se poate discuta. În schimb, emoția cu toții trebuie să o păstrăm, să o păstrăm pură, așa cum a existat dintotdeauna. Emoția este atributul omului superior. Să nu uităm asta, vă rog. Să nu uităm că îndepărtându-ne de noi înșine, vom ajunge să ne întrebăm la un moment dat: dar tu cine ești? Putem spune că avem în această dimineață alături de noi două ființe, două suflete care trăiesc
cu adevărat și care vor să-și exprime neapărat trăirile lor. Am dreptate? Și vor să le împărtășească și cu ascultătorii în această dimineață, respectiv cititorii și încă o dată ascultătorii Mădălinei. Revin la Mădălina, am mai pregătit o melodie frumoasă pe care încă o dată trebuie să vă spunem că o va cânta live. Facem în așa fel încât cei care sunt cu adevărat profesioniști să iasă în evidență. Despre ce este vorba, Mădălina? Este vorba despre o poezie de dragoste, O lacrimă de dor. Versurile? Versurile, bineînțeles, poetul meu iubit, Mihai Ciamacoveanu. O ascultăm chiar acum. Deja mi-e dor.
aplauzele noastre, Mădălina Mantu și o lacrimă de dor pe versurile semnate de Mihăiță Macoveanu. Repetăm, doamnelor și domnilor, tot ce se întâmplă în această dimineață la Radio Campus se întâmplă în direct. Ca să vă scuteți de întrebări de genul, e live, nu e live, melodiile sunt înregistrate, nu! Decât fundalul, decât coloana sonoră este înregistrată, vocea este live în această dimineață, la fel de live și la fel de vie precum a mea, pe care deja după atâția ani o cunoaște și o recunoaște. 0243-231-816, așteptăm telefoane în direct în matinal la Radio Campus pentru a mai vorbi și a mai afla lucruri interesante despre frumosul proiect Poetul și Cântăreața. Revenim după o scurtă pauză. Publicitate. Condor, cel mai mare producător de rulouri exterioare, rulouri transparente, uși de garaj, copertine și grilaje, angajează în condițiile legii pentru fabrica din Urziceni sudori calificați. Informații suplimentare telefonic la 0757 082 002 sau la sediul societății din strada Buzăului, numărul 5. Ai o locuință de vânzare? Ți-ai pierdut prietenul 4PED? Cheile de la mașină sau locuință? Cauți un cumpărător pentru terenul pe care vrei să-l vinzi? Ți-ai uitat documentele într-un loc public? Apelează la serviciile de mică publicitate oferite de Radio Campus. Soluția cea mai rapidă și la îndemână. Relații la numerele de telefon 0243-231-816 și 0243-231-602 sau direct la sediul Radio Campus, clădirea Centrului Cultural Ionel Perlea, etajul 2. Nunți, botezuri, cununii, chiar și loc pentru copii. De joacă! Nu mai sta, că e vacanță! Scoateți copilul din casă! Paros Club vă așteaptă în incinta situată în bazarul din Slobozia, cu locuri de joacă special amenajate pentru cei mici, în timp ce adulții se pot răcori pe terasa locației sau se pot destinde la un biliard. Tot aici vă puteți aniversa ziua de naștere, onomastica sau majoratul. Paros Club. Prețuri mici, distracție mare. E loc pentru fiecare. Pentru un prânz proaspăt și de calitate, alegerea ta trebuie să fie una singură. Restaurantul Chic din Slobozia. La prețul de 12 lei ai două variante de meniuri preparate doar din produse proaspete. Chic asigură și servicii de catering, livrând acasă sau la instituții publice meniul zilei la prețul de 12 lei. Te așteptăm zilnic pe strada Ialomiței în ansamblul Peco sau la telefoanele 0243-212422 sau 0730-017-286.